Dumnezeu. Avem o surpriză pregătită pentru cei 6 frați și pentru cele și surori care ne-au făcut sărbătoare în seara aceasta. Ziua aceasta este o zi deosebită și fiecare zi deosebită din viața noastră este marcată într-un fel. Fiecare dintre noi avem un document, un certificat care atestă ziua în care ne-am născut. Avem un certificat de naștere, unde scrie data în care ne-am născut, am venit pe lumea aceasta și ne aducem aminte mereu, an de an, de momentul în care am venit în lumea aceasta. Avem certificate de căsătorie, cei care suntem căsătoriți, și certificatul acela are pe el o dată care e importantă pentru noi și a marcat într-un fel viața noastră. Vreau să vă spun că ziua aceasta e definitorie nu doar pentru ceea ce vor trăi de acum încolo frații noștri, ci e definitorie chiar pentru veșnicie. Ceea ce s-a făcut în biserică în seara aceasta se notează în cer. De aceea dorim să oferim câte un certificat de botez și o floare tuturor celor care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și invit aici în față pe sora Turcu Irina. Domnul să o binecuvinteze. Amin, amin. Sora Irina, certificat de botez care atestă faptul că astăzi în Biserica Pentecostală Harul din Ghilad ai mărturisit public în numele Domnului Iisus că Domnul este Mântuitorul tău personal. Dumnezeu să te binecuvinteze! Vă invit pe sora Basilica Anisie. De asemenea, un certificat de botez care atestă faptul că astăzi în Biserica Pentecostală Harul din Ghilad este dat oficial în viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Domnul să vă poarte pe brațul Său cel atotputernic. Amin. 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 Toată viața dumneavoastră. Amin. Amin. Mărirea Domnului. Îl invit pe fratele Kraus Mihai. Frate Mihai, ne bucurăm de curajul de care ați dat dovadă să mărturisiți public faptul că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute să-i slujiți până la capăt. Amin. 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 Rămânez din partea Bisericii Pentecostale Harul din Ghilad acest certificat de botez pe care vă rog ca să-l păstrați și El vă va aminti totdeauna de ziua aceasta. Dumnezeu să vă dea har, putere mai departe să-i slujiți cu dragoste și scumpătate. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, prin nopți de durere să dai mânghet. Mărire Domnului, aleluia, prin nopți de
Se pare că începuturile anului 2023, oamenii politici, cei care mai mari în lumea aceștia, se îngrijorează de tot ce va fi și nu au vești bune pentru omenire, pentru unii sau alții și nu se așteaptă. Dar cel ce poate să aducă siguranță, o veste bună, să aducă credință și să dea biruință, este numai și numai Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? El întotdeauna are ultimul cuvânt în istorie, în univers, în prezent și în viitor. De ce? El a creat lumea, El a creat istoria, El o conduce, El este în control. Măriți să fie Domnul! Și dacă El este în control, și dacă El este Domnul și Mântuitorul nostru, avem atâta siguranță. Și cântăm acest ultim verset al acestei cântări, care spune astfel: nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă credință, să dea biruință. Nu-i nimeni ca tine, ca de botez să o iei lăcătușa, Lina. Ce zic de Domnului? Este faptul că astăzi Biserica Pentecostală Harul din Grada e încheiat legământul în apă în fața Domnului, Dumnezeu scopul să boteze și această soare și până la capăt să slujești Domnului. Amin. 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 De asemenea, ofer și acest certificat lui Sfântul Lucian Florin, fratele Lucian, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Și după ce ți-ai dorit mult ziua aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze și de acum încolo. Cum a fost până aici, sprijinitorul tău să fie și de acum încolo, ajutor pentru tine, familia voastră. Amin. Așa. 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 Așa.